Mulțumesc mult! Bună ziua tuturor! Stimați oaspeți de seamă, stimați locuitori ai Comunei Dumbrăvița, domnilor reprezentanți ai Guvernului, domnilor colegi primari, stimați locuitori, mulțumesc foarte mult pentru prezența de a fi astăzi alături de noi. Este o onoare și o deosebită plăcere să fim gazdele acestui al șaselea eveniment intitulat Festivalul Portului Cântecului și Dansului de pe Fisculaș. Ne revine nouă sarcina, ca și conducători ai administrației, mie ca și primar, Consiliul Local al Comunei Dumbrăvița, colectivului primăriei Dumbrăvița, de a organiza pentru dumneavoastră acest eveniment. Vreau să mulțumesc pe această cale tuturor celor implicați, să le spun mulțumiri din partea mea, din partea colectivului primăriei, mulțumiri Consiliului Local, iar dumneavoastră sper să vă oferim o zi însorită și încântată de cântec. Astăzi este un eveniment prin care noi dorim să nu ne pierdem tradiția, să nu ne pierdem cultura și identitatea din care facem parte. Un moment deosebit prin care an de an încercăm să reiterăm ceva frumos în această comună. Dacă anul trecut am avut 600 de ani de atestare documentară, astăzi se pare că a trecut prea repede un an și ne întâlnim din nou. Ne întâlnim din nou cu drag, venim cu drag în fața dumneavoastră și pe această cale venim cu drag la început de mandat. Vreau să mulțumesc tuturor celor care au acordat votul și încrederea dumneavoastră care nouă și celor care vă vor reprezenta interesele și destinele pentru următorii 4 ani. Mulțumesc din suflet, este o onoare de a fi reprezentantul dumneavoastră pe plan administrativ pentru următorii 4 ani, o onoare care mă obligă și mă va face mult mai atent la problemele comunității și ale dumneavoastră. Declar deschisă cea de-a 6-a ediție a Festivalului Portului Cântecului și Dansului de pe Fisculaș și o să dau cuvântul reprezentanților atât a instituției guvernului, a parlamentarilor, a președintelui Consiliului Județean. Dar vreau să fac o remarcă, căci astăzi avem și oaspeți de seamă, avem o delegație de colegi primari din Ungaria, condusă de prietenul și colegul nostru primar Simon Joseph de la Romogiovazo, pe care îl aplaudăm. Am luat și noi parte la început de iunie la zilele comunei dumnealor, dar mai avem și un prieten de la Ucraina, Cuni Mihai de la Beregovo. Îl felicităm și mulțumim pentru prezența astăzi aici. Mulțumesc tuturor, vă doresc să aveți parte de o zi frumoasă și însorită. Mulțumesc din nou colegilor care astăzi m-au onorat cu prezența. Sperăm să vă oferim o zi minunată, să vă simțiți bine. Mulțumesc din nou Consiliului Local, mulțumesc colectivului primăriei și dumneavoastră tuturor. Dau cuvântul reprezentantului Guvernului în teritoriul, domnului subprefect Panfil Bertolini.